Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi discutăm după mult timp despre centrul de copii și juniori de la CSM Poliaș. Vorbim cu un profesor arhicunoscut în această lume, domnul profesor Dănuț Cananău. Am aflat chiar înainte de emisiune că în buletin domnul profesor este Dănuț Cananău, deși toată lumea îl strigă Cananău. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit sau regăsit. Vom aborda puțin și subiectul alegerilor de la Federația Română de Fotbal. Sperăm să intrăm în legătură telefonică cu un oficial de la FRF. Dacă nu vom reuși, oricum vom discuta despre subiectul ultimilor zile. Au fost momente tensionate. Până la urmă, Răzvan Burleanu s-a impus foarte clar în fața principalului contracandidat, Ionuț Lupescu. Domnule profesor, o întrebare clasică. Vin copiii la fotbal sau nu mai vin la fotbal? Ce este mai rău? Vin la fotbal, dar mai mult împinși de părinți. Deci cam așa se începe fotbalul în ziua de astăzi. Părinții doresc cel mai mult să facă copii sportivi, nu neapărat fotbaliști, și mai puțin o parte din copii. Fiecare vede lucrurile diferit. Noi punem preț foarte mult pe copiii care vin singuri, care au curaj să vină singuri, care și-au responsabilitatea de a ajunge la stadion singuri. Nu neapărat să coboare din mașină, să vină în vestiar, să termină antrenamentul, să plece repede în mașină. Este într-adevăr o teamă generală a familiilor în ziua de astăzi pentru a nu se lovi, pentru a fi protejat și stau așa ca niște cloști în jurul lor și bineînțeles copiii au numai de pierdut pentru că la un moment dat trebuie să se despartă de acest sistem de supraveghere și de grijă exagerată și atunci întâmpină greutăți la adaptarea în colective, de a se descurca singuri în momentul când rămâne singur, dar și chiar așa împinși de părinți, mai vin câteodată și copii cu calități și abilități specifice jocului de fotbal. Dar ponderea care ar fi față de anii 2000, ca să zic așa, sau anii 90? Deci, mai puțin, mai mult? Da, sigur. Deci ca număr de copii vin din ce în ce mai puțin. Pentru că sporturile individuale au început să își ia partea leului, în special jocului de contact, care stai în sală, lucrezi în sală, nu te plouă, nu te bate vântul, nu te accidentezi, nu te murdărești. Dai în sac acolo. Dai în sac, faci tot felul de gesturi și rămâne un gest, faci trei ori același gest, dar uitați că are priză acest sport, mai puțin dinamic, dar, eu știu, este într-adevăr un control psihic, un control articular, muscular, dar una peste alta, dinamica și sporturile de echipe sunt, cred că, cele mai bine venite pentru copii. Da, a spus că vin mulți copii împinși de la spate. Dar de ce credeți că părinții își forțează copiii să vină la fotbal? Da, ar fi mai multe dacă cauze. Dacă nu le place, de exemplu, și... Ar fi mai multe cauze. Toată lumea spune că e bine să facă un sport copilul. Dacă îl vede că dă într-o minge pe acasă și sparge o veioză sau, eu știu, o dă peste gardul vecinului, înseamnă că deja are aptitudini specifice sportului, a fotbalului. Poate în familie cineva a fi jucat și fotbal. Atracția financiară care este foarte importantă la nivelul ăsta. Da, mai este această atracție financiară? Că da, nu mai sunt nici sumele alea. Este, pentru că toată lumea vede în copilul lui un viitor mutu. Din cei care pot scoate familia din sărăcie. Da. Și bineînțeles că nu se întâmplă așa. Vedeți și aveți în față câteva generații în care 2-3 jucători, 4 au fost la echipa întâia.
sau joacă deja promutați la Liga a doua. Nu poate dintr-o echipă, eu știu, să fie procentul atât de mare încât să spui că toată echipa. Uitați-vă la Dinamo, echipă campioană națională la juniori 1, la juniori elită A, cum ar veni, care în afară de Moldoveanu, care Moldoveanu încă este junior, deci nici măcar nu e grupa 98 care a promovat la prima echipă. A promovat la echipa întâia și a dat și gol. Într-adevăr, a avut un accident, a avut un accident destul de grav cu operat la genunchi, dar într-o echipă campioană, pe țară, deci o echipă care s-a exprimat fotbalistic, care a avut copii, care au avut știința jocului, a avut echipa a doua, Dinamo a avut echipa a doua în care s-au rodat acești jucători și totuși a rămas unul. Chiar dacă sunt împrumutați 2, 3, 5, eu știu cum e. Și ceilalți ce? Au agățat ghetele? Sunt care, da, se poate și asta, să agațe ghetele în cui sau să se ducă la, în sistemul municipiului București, campionatele onoare sau Liga 4, cum spunem noi. Au renunțat, au plecat în străinătate la muncă. Sunt o mulțime de factori care te îndeamnă sau te obligă să renunți la un moment dat la fotbal. Da. Și la jocuri, la joc în general. Și te duci duminica, mai faci o miuță sau poate chiar joci într-o ligă inferioară. Satisfacția o ai așa parțială, pentru că una este performanța și una este adunarea sâmbăta sau duminica pentru un joc și grătarul de bere. Da. Au trecut prin mâinile dumneavoastră multe generații. Care a fost cea mai bună? Eu, dacă stau așa bine, diferența este foarte mare de la grupa, prima grupa a mea, născuți 1982, care a fost o grupă foarte bună. O grupă în care aveam 15 jucători care au sau i-am avut, care au jucat în echipa noastră mare la Poltei în Caiaș. Ghinionul a fost că era perioada când era în Liga a doua. Da, o să amintesc. A fost în Liga a doua. Deci au jucat la un moment dat, toți în echipa a doua, au retrogradat în divizia C, când s-a retrogradat în divizia C. Deci în divizia B au jucat toți acești juniori, la un moment dat erau toți 11 titulari juniori în Liga a doua. Și nu s-au făcut de râs, pentru că știți, când joci cu o echipă de juniori în Liga a doua, ei 10, 12, 15, 16. Cel mai mare scor, dacă nu mă înșel, a fost 5-0 la Făgăraș și 5-1 la Constanța, cu Faro Constanța. La un moment dat, Faro Constanța și cu Poltei în Caiaș aveau același portar. Curcă la Poltei în Caiaș, curcă la Constanța. Da, era frumos când transmitea, nu știai la ce poartă să... este acțiunea. Da, atunci generația lui Marius Vintilă, generația lui Andrei Soponariu, al lui Costel Pădureț, Marian Vârlan, Florin Bădărău, pardon, Florin Petrariu, Ionuț Bădărău, Climinte, Graur, Teșoi, Răileanu, deci toți care au jucat și pe urmă au mai jucat în divizia C. Soponariu l-a luat FC Național, Vintilă l-a luat Steaua București, aici și campion național cu UTA, la CFR Cluj a jucat în străinătate, în Moldova, în Kurdistan, prin Iran, nu știu unde. Deci jucători, o grupă foarte bună, o grupă care am ratat medaliile foarte ușor când erau la junior 2. La junior 1 am avut ghinion cu domnul Ion Dumitru, care luase atunci toată echipa la seniori și meciul decisiv cu FC Bacău acasă trebuia să bat la două goluri diferențe și am bătut numai la 1, pentru că echipa jucase la Constanța sâmbătă, la 1 terminase și a doua zi la 1, duminică, eu aveam meci cu FC Bacău și n-au mai avut forță să joace două meciuri plus o deplasare Constanța. Și am bătut doar 3-2 când trebuia să bat. Ei mă bătut 1-0 acolo, a dat lovin din lofturi liber în ultimul minut de joc. Țin minte un meci extraordinar de frumos a fost atunci. Deci generația, zic eu, foarte bună și acum dacă stau la jucătorii promovați la Liga 1, zic și generația 98-99 care am avut-o la elită, din care Danale, Moldovan, Târșa,
Brânză, Dodan, Târnovean, Târnovean, nu l-am avut eu deloc, Axinte, deci o generație, zic eu, care totuși sunt încă în prim planul competiției. Încă o generație bună, zic, a fost și 90-ul, cu Buhuș, lider de generație, care nu a avut nici susținere și nici noroc, dacă stau bine să mă gândesc, pentru a crește valoare. Că acum joacă în Germania, în Liga 3-a sau regională, nu știu cum e împărțirea la ea. Un viitor talent. A fost promovat la 17 ani și 4 luni de zile de Ionuț Moldova, de Ionuț Popa, la Bistrița. Am mai jucat, în schimb, un meci delicat tare cu Vaslui acasă, când semnul întrebării a fost pus de ce a jucat el titular. Dar, na, asta este. A jucat la Brănești, a jucat la Asea Târgu Mureș, a jucat la Petrolul Ploiești, când a promovat și a dat și golurile alea care sunt generice și acum cu Astra și cu nu știu mai cine, a dat goluri extraordinare. Da, astea sunt istorie. De acum am o grupă 2003, bunișoară, zic eu, cu câțiva copii valoroși și mai construiesc una 2006, care este foarte mult de muncă, sunt mici, abia au dat și ei de un teren un pic mai mare, au multe carențe de adaptare la spații mai mari și de forță în general. Copiii sunt din ce în ce mai modești din punct de vedere al calităților fizice. Dacă ei au o îndemânare, vin, dar fizic sunt, pentru că nu mănâncă. Masa lor de bază, chipsuri, snacks-uri, deci mănâncă neeficient pentru organism. Deci nu au de unde să scoată calitate. Chiar dacă arată mai voluminos, ei nu sunt de calitate. Știți ce m-a frapat? Că m-a și criticat lumea, că m-am luat de Naționala României Under, nu mai știu cât sunt ăștia, 18-19, cea cu Moruțan, care au ratat calificarea la campionatul european. De 19 ani. Under 19, nu? Da. 99. Și am văzut, nu mai rețin la ce meci, nu meciul cu Ucraina, cântau imnurile și mă uitam pe echipa României. Fundașii înăltuți, slăbuți. Portarul de la FCSB și apoi urmau vreo 5 jucători în jur de 1,70 m sau mai puțin slăbuți, stăteau tricourile alea mai largi. Pe ei, largi tot. Și caut o poză pe internet, Naționala Germania. Anglia. Statui erau, parcă erau pentru armată. De ce aceste diferențe fizice, evidente și care bănuiesc contează foarte mult în fotbalul viitor, în fotbalul modern? Și... Este adevărat. Nouă ne place fotbalul în care jucătorul driblează, care jucătorul are ruperi de ritm, se joacă cu mingea și tot timpul spunem hai să lăsăm să dribleze, că nu mai are când să mai dribleze mai târziu. Da, de tehnică. Asta este fotbalul latin. Și toată lumea începe să copie, deci românul a copiat tot timpul. Am copiat, da. Nici englezii nu mai sunt străini de tehnică, de driblat, de... Ei au o tehnică de joc fără abilități specifice. Nu cred că un englez intră în niște dribling, 5 driblinguri consecutive, lucru care încăpățânarea românului are curaj să o facă. Deci englezul face preluarea foarte bună, deci nu există. Asta la noi încă se lucrează. Culmea, scăderea valorii fotbalului românesc se face pe partea tehnică, vă spun eu, că fizic alergăm. Toată lumea știe, toată lumea are preparatori fizici, tot timpul să fac studii, ce mai trebuie să mai facem, alimentație, medicamentație. Problema este alta. Problema este că din ce mai puțin, latura tehnică este exprimată în teren, așa, din ce mai puțin. Și momentul cel mai important este când e la foarte mici, copiii foarte mici. Suntem disperați și de asta revin din nou la părinți. Părinții vin și sunt disperați să câștigi meciul. Sunt disperați ca acei copii 4-4 cât joacă să câștige meciul. Mai puțin interesează pe o preluare la copilul. Dacă este unul mai dezvoltat și trage un șut de la 10 metri, 15 metri, care înseamnă deja enorm pentru vârsta lor,
și a dat gol și a câștigat echipa, este mai mulțumită. Și atunci, de ce să... Toată lumea caută. Părinții, deja, vă spun, sunt copii la 10-11 ani, nu știu cum să ajungă la Hagi să dea teste. De? De la 10-11 ani, deja, Hagi are perioadă de testări, a avut o perioadă și acum mai urmează în iunie iar o perioadă în care, din toată țara, părinți doritori de a scoate copilul din... Ei nu-și dau seama că își forțează copiii și exagerează. Deci nu există obiectivitate aici. El e subiectiv, e copilul lui, face ce vrea. Ăsta va fi drumul lui, hai să-l ducem acolo, că va fi... Am avut experiențe din astea de copii care s-au dus, au stat un an, au stat doi, s-a renunțat la ei. Cel mai rău este ca să schimb copilul de la un antrenor la altul. Toată ziua numai, nu, îl duc la ăla că ăla e mai bun, sau du-te la colegul celălalt că e mai bun. Și tot așa plimbă în dorința de a, vrea să creadă părintele că dacă schimbă antrenorul și copilul este mai bun. Dar nu e adevărat. La nivelul copiilor mici, adaptarea se face în timp. Tu nu poți să-l duci din 5 în 5 luni la alt, dă de alt grup de copii. Poate un gest tehnic nu l-are și râd copiii ceilalți care au lucrat elementul ăla tehnic și atunci le-a înrâs. Sau antrenorul poate pune preț pe altceva, nu pe ce crezi tu ca părinte că o să-i rezolvi copilului și o să dea cu capul fantastic pentru că e antrenorul ăla. Avem probleme la nivelul ăsta, am și grupa asta mică care la fel se întâmplă. Deci părinți care cred că deja copiii sunt fantastici, da, fantastici. Da, știți ce mi-a spus un antrenor pe la Liga 3-a? Mai de mult căuta copiii de prin județ să încerce cât de cât să-i prindă la antrenamente, să vadă. Prima dată să-i depisteze, că asta e prima etapă. Și veneau copii, să-mi spuneți dacă aceasta e mentalitatea, și veneau copii care spuneau, câți bani îmi dai din start? Copilul spunea, părinții spuneau sau antrenorul? Copil, mă refer la puși de 17-18 ani. Da, am înțeles. Deci ce mi oferi? Eu vin, dar ce mi oferi? Câți bani îmi dai? Corect. Da, sigur, dacă tu ca părinte deja îi spui la 10 ani că e fantastic, la 13 ani nu mai accepți că antrenorul nu-l bagă în echipă, că e foarte bun și îl duci în altă parte și totul, dar avem jucători care la noi, la juniori mari, i-au dus prin țară, prin la selecție, bineînțeles nu i-au luat nimeni, pentru că în primul rând pe noi ar trebui să ne intereseze, să-i fac o reclamă. Da, domnule, este bun, haideți că, uite, echipa mare nu-l vrea, ăla nu, este prea puțin pentru el aici. Du-l mai departe. Exact ca un copil la școală, este foarte bun într-o clasă modestă și îi spui, domnule, du-l undeva, la un liceu sau du-l la o școală unde are concurență, să aibă cu cine să compare, nu aici. Păi tu dacă ești bun într-o echipă slabă, ești atâta, ești între slab și bun. Dacă ești foarte bun la o echipă bună, parcă mai sună ceva. Dacă ești excepțional într-o echipă foarte bună, de asta cine crede că un jucător este foarte bun, dar joacă la eu știu unde, fără să fie într-o competiție adevărată, asta e o gogoașă. Adă la nivelul jucătorilor de valoare, unde se construiește o echipă bună, unde este echipa bună, se exprimă și pentru tine, că nu faci tu legea într-o echipă, nu un jucător face. Scoteți-l pe Messi și duceți-o la altă echipă. Să vedeți dacă se exprimă la fel. Nu joacă nimeni pentru el. Acolo joacă altcineva. Deci, una este mediul în care te construiești, una este stilul de joc, una este calitățile, una dintre laturi, calitățile tale, ca individ, să le pui în slujba echipei, ca echipa să te ajute, să te scoată pe tine mai în față. Deci e foarte greșit din partea părinților când cred că un jucător este foarte bun într-o echipă foarte slabă sau slabă. Mulți spun, unde îi aduci? Hai să-i ducem la Poltenica. Deci sunt multe cluburi private în Iași, de copilași, care îi duc până la 12-13 ani, pentru că taxe, în fine. După aia numai te trezești că nu pot să-l aduc și eu la grupa asta. Deci după ce ai învățat o mulțime de deprinderi greșite sau nu ai învățat deloc,
copilul are o latură bună, dar nu are global nimica și vin la tine și încep să muncești să o iei tu foarte târziu, foarte târziu, în condiții în care tu începi să, eu știu, construiești așa, să-ți încropești o echipă pe stilul tău, sau eu știu, deocamdată la noi, la Politehnica Iași, nu s-a dat o linie de la cei mici la cei mari, să spun, poate la juniorii mari să încearcă ceva acum, dar îți vin la 13 ani deja foarte târziu, pentru că fotbalul se începe la 4-5 ani acum. Și nu se începe că așa ar trebui să înceapă fotbalul. Se începe pentru că se bat grupările private pentru acei copii, pentru taxe. De la 4 la 7 ani n-ai cum să le estimezi, dar ai în schimb posibilitatea să entuziasmezi un pic copilul prin un echipament pe care scrie numele pe spate. Îl mai duci tot pe banii lor până la Bacău, la Cupa TNT, sau nu știu unde. Deci, lucruri care deja părinții cred că s-a rezolvat treaba și viitorul fotbalistic al lor. Și, de asta spun, sunt copii care îi stai, urmărești bunișori și vrei să-i aduci la tine. Da, da, da. Și te trezești că, oh, ce figură, că, dar ce, noi nu-i antrenăm? Da, n-am nimic împotrivă, antrenați-i, dar după ce ăsta, nu veniți la mine după aia să vină părintele, spun, da, dar era cel mai bun la. Da, era cel mai bun la, dar la noi aici muncești pentru, nu? Ai patru pe post, ia și joacă acum. Da, concurență. Ce am mai observat? Nu știu, poate acesta este trendul, poate aceasta este noua generație, poate eu nu înțeleg sau sunt prea critic, sau iarna, de exemplu, văd puști, vin la, aici nu mai sunt copii, sunt puști deja, da. 14, 15, 16. Care pot face afară. Și îi văd că vin la antrenament cu căștile în urechi, cu Adidas, cu gleznele goale, așa, pantalonii rupți toți, că așa e moda, calcă pe vârfuri de parcă ar fi mare fotbalist. Cei trecut de 18 ani deja au prins gustul mașinilor, vin cu muzica dată la maxim, se arată la colegi ce mașină e la taică-su și... Deci vorbeam și ai început să discuți de ce-mi dai. Cam ăștia sunt jucătorii care, sau jucători, practicanți de fotbal, care vor termina la 19 ani junioratul, vor crede că deja valoarea lor impune un respect față de el, de cei care se duc, și spune, da, da, dai atâta, vin, dacă nu, nu. Și la un moment dat, ducându-te odată la o grupare sportivă, deci la a doua, deci la a treia, și dispar de acolo, pentru că mașina ai, toată lumea din familie spune că ești cel mai bun, poate dai la școală, nu-l dai la școală, treaba ta, până la urmă are tata două chioșcuri și le vinzi acolo niște ziare și până la urmă ești patron și ai terminat cu fotbalul. Și îți amintești la un moment dat când la 30-40 de ani spun și eu am jucat fotbal, am avut un accident. Toată lumea are accidente, da, când are accidente, când s-o opresc din sport, am avut un accident și m-am dus pe latura școlii sau m-am dus pe afaceri sau... Toată lumea găsește imediat direcția în care l-am depărtat de sport, dar printr-un accident. Care e cel mai talentat jucător pe care l-ați avut și l-ați pierdut așa pe drum? Deci am avut la... Și nu l-am pierdut, pentru că eu cred că Radu Chiriac, care este la Astra Giurgiu, este unul dintre cei mai valoroși jucători care am avut eu, care încă e 2000 născut, dar a fost un moment când nu mai eram eu, eu aveam grupa de 98, mi s-a dus grupa de 98-99 și el a vrut inițial să rămână, avea 15 ani și ceva, nu i-a oferit nimeni, era în echipa națională de juniori, este și acum în echipa națională de juniori, chiar și acum joacă cu Muntenegru, dacă nu mă înșel, el este născut 2000, joacă titular la Astra 2, este bate penalti, el e căptan de echipă, la echipa națională a fost și el tot căptan de echipă, nu știu acum cine, primul meci n-a jucat, probabil joacă acum, că sunt cam două echipe acolo cu Muntenegru. Deci un jucător
de un altruist fantastic. Când am luat locul 3 la Hagi Danone, el luase la zonă și golgheter și cel mai tehnic și la, acolo este un articol frumos dat în presă, nu mai dau unde, unde se vorbește de el. Deci vreau să vă spun, un jucător de o calitate, de lider de echipă extraordinar. De ce l-a pierdut Iași? Păi Iașul nu i-a oferit atunci la 15 ani jumate, nici măcar perspectiva de a, de a face un contract. Când i-a oferit, el se dusese deja, Coman este impresarul lui și l-a luat sub aripă, da? Și i-a făcut contract în alb și pentru la anul când termină tot cu Astra Ploiești. Da. Continuăm discuția după o pauză de publicitate.